Nu mai dați banii pe solar, fraților, nu mai dați banii pe sală. Haideți aici în vârful dealului cu noi și vă învățăm noi cum să vă antrenați și cum să vă bronzați ca să arătați de nota 20. Că goangele, bă! Aoleu! Bă! Da, n-ai picat de pe ea, fă mai bine. Dă să fac și una. Dă-i cu mine. Ce mare bicicleta asta, bă. La 48 cât port eu, ce cât am, bă. Bă, și o să merg într-o dată, bună ziua și bine v-a regăsit la un nou vlog. După cum vedeți, Beni este semnat pe tricou, facem vlog, da. Beni este semnat pe tricou, a terminat clasa a patra, ai terminat, nu? Da, forță! Și lui Cică la școală se spune Pablo, ia dă să te văd aici. Pablo Escobar. Pablo, da? Îl vedeți, e cu Pablo. Da. Uite! Bun, este și Ionuț cu noi. Ionuț, ce faci? Bine, sănătos? Bine, ai băgat unul la umbră? Da. Bun. Ionuț tocmai ne-a spus că are câteva șchioape în turmă, așa că eu cu Beni și cu el, noi trei crai în echipă, o să mergem să le vindecăm pe oițe. Mergem să le reparăm, să le facem penele la picioare. Mergem, bă? Hai. Dar te schimb, că te murdărești cu ăsta alb de școală. Te schimb și tu, mă schimb și eu, Ionuț deja e în echipament. Și mergem pe câmp astăzi, pentru că avem câteva oițe șchioape. Foarte! Și nu le putem lăsa așa săracile, trebuie să le ajutăm să poată merge bine. Ca să fie grase și faine, da? Da. Bine, hai, fi și schimbă-te. George, vrei să vezi conduci, da? Da. Eu o să te învăț. Da, uite acolo unde e câmp, nu unui asfalt, că dacă te învăț pe unui asfalt, vine miliția și mi-a și mie permisul și ți-a ia buletinul. Da, că n-am buletin. N-ai buletin. Hai să stau în bătrâna și eu conduc aici. Vrei? Auzi, lasă că o să te las pe câmpul mai larg. Hai să desfacem remorca. Auzi, dacă ai fost șmecher, să-l pornești, acum desfă remorca. Hai să te văd. Hai, poți? Hai, mă, cam băieți puternici, mă, bravo. Bravo, Pablo Escobar. Cred că trebuie să punem ceva la roată, nu? Asta. Aoleu, vine și ploaia, bă. Cum vine câte o ploaie, bagă-ți mâna pe la... Să-ți bagi în ea de oaie, vorba aia. Da. Aoleu, uite, frate, că vine ploaia. Dezbecați. Iar e plouă fână aici, mama Geta. Vede, mama Geta. Și numai ce l-a întors, băiatul la alcătorul. Ne urcăm în jeep și sperăm că această ploaie să nu țină foarte mult. Ca să nu ia planurile peste cap. Hai, luăm și o sucrece de la magazin și plecăm. Băi, aici la cap, băi, băi, băi! Vezi că ce arăți clom, băi, hai, uite-l și pe Nero, ne așteaptă aici sus. Nero, el primo! Ce v-am luat băiatul în formă? Ce e Nero, ce? Ce? Hai, Nero! Nero, Nero, ce? Imediat, aoleu, ce șanțuri aici, frate. Imediat ajungem la destinație. Ia uite, uițele noastre sunt aici la umbră, pentru că este foarte cald la noi. Chiar dacă a picurat puțin, încă este căldură mare. Iată. Sunt și drum câteva. O să le scoatem de aici, le băgăm într-un țar. Și o să le curățăm la picioare, pentru că unele au spit și o să le tratăm. Ion, mai ești prei, da? Da. Bun, perfect. Bă, ăsta a prins două căpușe, trei pe el. Da? Aceasta, uite, se numește Shakira. Shakira. Da, măi, Shakira asta. Ce e, tati? Ți-e foame? La Shakira noastră este foame. După cum vedeți, caută ceva sărat la noi, dar am uitat să iacem ceva sărat. Avem ceva chipsuri pe mașină sau de astea? I-am mâncat-o ieri, bă. Sau pâite, că mâncam pâite. Pe oița asta am crescut-o cu biberonul de mică și de asta vine acum la mână așa de vine așa de repede, e foarte plinută. Ce e tăticul meu? Ce? Tu ești capă, ia să vedem, ești? Iancu, te sună? Tu nu ești capă, ești ok. Te sună, Shakira. Dar hai să... Hai să dăm-o, dar ești capă, să tratăm. Cred că am văzut un mie, stai. Au! Bă, ești în formă azi! Mamă, ce mare e ăsta, Beni! Ia! Ăsta e mai greu decât tine. Mă crezi? Mă tine așa și mai lasă-mă și îngălgă ta. Ce? Ce să faci? Stai așa, țâmne. Hai. Da, bă, cum vedeți, am 200 de kg atârnate pe mine acum. Acum dă-te jos, că avem treabă. Fii atent. Fii atent. Până...
până îl fac eu pe ăsta la picior. Du-te și prinde altul. Piciorul fa tare. Te uiți după altul șchiop și prinzi, da? Prinzi. Și bine poate să prinde, da. Mai, mai agi decât mine. Foarte. Hai să vedem ce are asta. Uite că piciorul ăsta e mai umflat decât ăsta, vezi? Așa. Uite, vezi? Cum vedeți, stângul mi-a aflat decât dreptul. S-ar putea să-i fi intrat vreun spine. În copită. Ce faci, cowboy? Ești cowboy? Da. Călărești? Nu pot asta, cum? Cum nu poți? Pune piedică. Dar auzi, nu-l lua de lână, că-l doare. Nu pot, mă, nu pot. Ia-l de picior, de piciorul din față și-l pui jos. Ușor. A, ușor, bă, ușor să-l lovești. Acum pune-l pe spate, pune-l pe spate. Rabatează-l. Așa, stai. Așa, dă-l la mine acum. Ia, ține. Ține, dă-l la mine. Bun. De care te ori lași eu? Din față. De față? Stângul sau drept? Are piatră aici. La ambele mâini. Are piatră spine aici, fii atent. Datorită faptului că pe câmp sunt foarte mulți spini, oile când merg grămadă, mai iau în picioare și se bagă în copită, se inflamează și se face puroi. Dar noi trebuie să o scoatem afară ca să nu le supere, mai ales pe mieluții ăștia faini. Ce e dacă micrează, mă, ăsta e berbec sau oaie? Asta e, ăsta e mieluță, ce țâțe are? Și că e Loredana Chivă, ia uite. Ia să vedem. Ce are dânsul aici? Bă, dar muștele astea, bă. A, uite aici spinele, mă. Uite spinele aici. Ia uite. Îl vezi? Nu. Pune aici mai aproape. Ia uite. Ăsta mic cauzează foarte multe probleme. Pentru că dacă ăsta intră în picior la miel, șchioapătă săracul și nu mai poate să pună piciorul jos. Dar noi l-am găsit și l-am scos afară acum. Deci apelați la vulcanizarea Iancu și Beni, pentru că suntem experți pe rezolvat pene. Adum trei ochi spray acum, să-i dau cu spray. Iar folosim acest spray ca să îi dezinfectăm rana și să îl ajutăm să se vindece mai repede. La piciorul ăsta a avut spine. Dar o să dau preventiv și la celelalte trei. Bun. Bă, niște muștri, calmă. Vă mânca muștele, așa-i? Da. Super. Hai să Beni, mai ai prins unul? Da. Mai poți? Primează, să vezi. Mamă, ce-a tras până la Leorca. E un steu căldură la noi. Vă spun mai ceva ca în deșert. Uite la șchepul, vezi? Am văzut, țin de aici. Hai, du-te, să te văd. Ăsta bucălău de aici. Da. Hai să te văd. Trebuie să intre în grămadă, Beni, că altfel nu poți. Uite-l, uite-l acolo. Da. Lasă-l să intre în grămadă acolo. Acum, acum, da. Bravo. Bravo. Bravo, Beni! Hai că... Dar nu-l chinui, bă, nu ți-am arătat cum să-l pui jos. Nu mai trage de lână, stai să arăt. Ține de picioare! Aoleu, ce cap în gură ți-o dat! Lasă-l la mine! Băi, Beni, uite-te, foarte simplu. Ai luat de piciorul ăsta, pam, jos. Că tu ești forțos, ai vână. Tu lovi la... Tu dai cu capul în gură? Nu ți-o dat, ești ok? Piciorul, bă! Acum risc cu meserie și la noi. Ne mai și accidentăm pe aici. Așa. Trecem la următoarea pană. Ce fac ăștia doi Ioane? Să bat? Se bate asta. Ia să vedem. Bă! Să bate eu! Scoate afară să-i vedem. Ce mamă, faceți? Mamă, ce te-a mușcat! Bă, ce mușcat? Uite că l-are o clombă agățată. Ai să bate?
Da, bă, da, 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 și mai lung. Uite ce ai pe spate. S-a bătut până acum? Până acum s-a bătut aici. Da, știu, Beni, m-a mușcat muștele. Mamă, da, uite. Dați-vă la mine, la Beni, la Ionuț. Suntem fleașcă. Și nu ne-am dat nici măcar cu un strop de apă pe noi. Am transpirat, este foarte, foarte cald. Să mergem la baraj să trăim de pe pasarele. Dar, asta e sănătate curată, faci un pic de mișcare. Sănătate curată. E sănătate, Ioane, facem mișcare, transpirăm, scoatem toxinele afară. Și pe urmă mergem, facem și o baie în baraj și aia suntem. Să vezi ce bine dormim la noapte. Uite-l pe ăla, cât e de mare încă suge la mumă sa. Și șchioapă, săraca, trebuie să o prind. Vezi, mielul ăsta e mai mare decât maică sa. Și încă suge la ea. Băi, grasule. Șchioapă de față, ia stai să o iau. Hai, tati, hai. A văzut cum prinde lupul. Pentru toți ăștia care fac Scandenberg, deci dacă vreți să fiți tari la Scandenberg, să aveți antebrațul de fier, nu trebuie să trageți la sală. Trebuie să veniți aici să trageți doile mele și vă spun eu că într-o săptămână nu vă mai ține nimeni la Scandenberg. Îl prezentăm și pe Nero, ăsta are grijă de turmă, o păzește de lupi, iar ceilalți îl ajută. Acum se bagă la umbră, că e cald. Aici avem pe sora lui Shakira. Am tratat-o înainte și pe ea. Am reparat pana. Îi dăm drumul. Mamă, ce grei. Îi dăm drumul și am terminat pe astăzi. Ioane, îți aduc eu o cisternă de apă să golesc pe tine, ok? Hai, hai, hai. Vin mine să reparăm pe toate. Da. Și apropo, dacă avem comercianți cu animale pe aici printre noi, printre vizionatorii noștri, avem... Avem ei de anul acesta, încă n-am vândut niciunul. Dacă sunteți interesați, aștept ofertele în comentarii. Așa ai tras scaunul, mă? Și pot să conduc. Înainte să plecăm, vreau să vă prezint cum arăt pe spate. Stai că și fratele tău e mai rău. Ia să te vezi pe tine. Dă-te că se bate soarele pe tine așa, stai să te văd. A, păi ești tu două mușcături, eu cred că am mai multe. O, da, ce am avut? Las că astea sănătoase mă necălesc. Deci ne-au devastat în țari, muștele, căldura. Dar am reușit să facem treabă bună. Bă, oare care e mai brăzat dintre noi? Forță eu. Brăzat mai tare, așa e? Dar așa mai culoarea mea mai neagră. Și a mea. Deci mai mânc mai multă brânză. Adică cum vedeți, avem aici și solar. Ardem și caloriile. Nu mai dați banii pe solar, fraților, nu mai dați banii pe sală. Haideți aici în vârful dealului cu noi și vă învățăm noi cum să vă antrenați și cum să vă bronzați ca să arătați de nota 20. Iată, bă, vezi că arde, că eu m-am pus și moars. Bem un suc pentru că după faptă și răsplată. Hai, ne răsfățăm cu un Teddy. Doamne ajută, bine. Doamne ajută. Ne răsfățăm cu un Teddy. După care o luăm din loc. Am zis să vă arătăm și vouă ultimul răsfăț. Care ține de acest pachet turistic. V-am spus că aveți aici bronz inclus, plus antrenament, mai ceva ca la sală. Iar ultimul beneficiu de care vă puteți bucura aici la noi este acest jacuzzi. Ia uitați. Ce e câne? Uite la mine. Stai, ce-i? Ce ai făcut, mă, acolo? Sunt și eu cu Tarzan aici în junglă. Și am venit să ne răcorim pentru că, după cum v-am spus, ne-a topit căldura. Uite la mine! Dacă în cejul ne dau pace goanțele, trebuie să ne băgăm la scufundă. Iar în încheierea acestui vlog, ia uite și nylonul ăla. Ăla e de design pus acolo, ca să știți. Pentru că jacuzzi ăsta e mai special. În încheierea acestui vlog, Mr. Beni o să vă prinde o săritură de la 700 de metri înălțime. Hai, Beni! Beni! Hai! Hai că mă mușcă goanțele, bă! Oh, no! Bă, ai dat cu spatele prea tare. M-am dat gol. Păi bă, de ce ai sărit peste cap? Nu așa zis ce ai. Ia să-ți mă spate. Păi te doare spatele. Nu. Cum nu? Aoleu, vezi că te-ai roșit un pic pe spate. M-am roșit de două pe aici. Aoleu, cum o sărit. Băi, am crezut că sare picioare, mă. Nu.
Păi să, au, să nu mai sare așa peste cap. Dacă sare așa, caută să cazi, să aterizezi în picioare, că altfel te ustură spatele. Mamă, ce dacă spatele mâncața gura ta. Așa, acum stai pe ăla rece. Sun la salvare? Da. Sun? Poți. Las că și-o am sărit așa când era mic. Îți trece în 10 minute. Să nu mai sare așa peste cap, mă, că te ustură spatele, nebunule. Ia, m-ai filmat? Da, filmat. Mamă, nu, ce săritură. Da, după cum vreți avem și trambulin aici. Numai să nu răsăriți ca Beni, atâta tot. În rest, e ok. Beni, forța, bă! El-i. Ești. Bă! Și culoarea apei, să știți că... E maroc ca și mine. Știi, Tarzan ăsta se concește după mine. Nu este murdară apa, așa este filtrul ăsta. Apa este foarte curată. Parcă am folosit noi un filtru să se vadă un pic mai... Bă, mă, nebă! Mai evidențiat apa. Te mai doare spatele, bă? Nu, mai gata, m-a trecut. Nu te mai doare. Sigur, i-am trecut. Bă, dar mă, lași, bă, să fac și eu baie, bă. Tarzan. Bă, Tarzan. Upă, Tarzan. Și ca să încheiem acest vlog cum nu se poate mai bine, ne răsfățăm cu, ce credeți, mamă ligă. Pentru că ne este foame după atâta baie. Și iaurt de oaie. Iaurt de oaie. Da, și Beni, vreau să vă mai arăt, vreau să vă arăt piciorul lui Beni după săritură. Ia uite așa. Ia uite. Uitați aici. Roșu. Roșu pe picior. Băi, eu ți-am zis că șmecheria se plătește. Dacă te dai șmecher, îți faci impresie. Dar mă, ce-am zis că am sărit? Tinere. Ai mai sărit, tinere. Păi și nu te doare piciorul. Nu mă doar, mă, sunt în forță. Hai, bagă-mă mă ligă cu iaurt de oaie ca să-ți treacă.